doamnelor, bună ziua, domnilor! Este mare bucurie pentru noi să participăm împreună cu dumneavoastră la această mare sărbătoare. Și dacă mă uit în sală și o văd oarecum mai goală ca și anii trecuți, de fapt mai plină ca și în primii ani în care am sărbătorit Olimpicii și Mleoani, și mai goală decât anul trecut, acum 2 ani, nu știu dacă asta e cel mai important. Cel mai important lucru este că voi, stimați elevi, care sunteți prezenți astăzi aici, sunteți prezenți în calitate de cei mai buni dintre cei buni. Și este pentru noi o mare bucurie, în fiecare an, să constatăm că unii dintre elevi vin a doua, a treia, a cincea oară aici să-și ridice premiul, alții în premieră, să constatăm că și mleoani deștepți ne reprezintă cu cinste la Olimpiadele Naționale, fiind cei mai buni din județ. Eu vreau să vă mulțumesc pentru asta și așa cum v-am spus-o și în anii trecuți, probabil că aveți momente când vă gândiți dacă merită să pierdeți timpul cu ghilimelele de rigoare pe care le înțelegeți voi, în timpul în care alți colegi de-a voștri poate fac altceva, poate vă gândiți uneori dacă merită, dar răspunsul este da, pentru că întotdeauna cei mai buni vor câștiga în viață. Și cred că fiecare dintre voi vă doriți ca în activitățile pe care o să le desfășurați ca și oameni maturi să fiți cei mai buni. Asta este rețeta succesului și cum poți să fii cel mai bun decât să te pregătești. Această lecție sigur nu vă țin vouă pentru că voi vă pregătiți și sunteți cei mai buni dintre cei buni. Eu mă bucur foarte mult. Vreau să mulțumesc, evident, profesorilor pentru că fără să fie în spatele vostru, ar fi mai dificil. Și în ultimul rând, părinților voștri care se străduiesc și sunt convins că și reușesc să vă asigure tot ceea ce pot ei mai bine. O să începem festivitatea de premiere. Fiecare dintre elevi va primi o diplomă și un plic cu bani pentru care o să vă rog să semnați acesta de plată când veniți să vă ridicați plicul. Și apoi, câteva cuvinte, dacă considerați că trebuie să le spuneți, profesor, elevi, apoi elevii se vor duce să se pregătească acasă și noi cu profesorii ne vom duce să ne pregătim la un restaurant. De la Școala Silvania, invit să-și ridice diploma de excelență pe domnișoara Blăgățescu Larisa Medea, care din clasa 8-a pentru premiul 1 obținut la faza județeană Olimpiade de Cultură Civică și calificare pentru etapa națională. Profesor coordonator Duma Simona. Tot de la Școala Silvania, din clasa 8-a, o invit pe domnișoara Pian Ilaria Maria să ridice premiu pentru locul întâi la faza județeană Olimpiadei de Cultură Civică și Calificare pentru etapa națională. Profesor coordonator Duma Simona. Tot de la Școala Silvania, din clasa 8-a, premiul întâi la faza județeană Olimpiadei de Geografie, Calificare pentru etapa națională, domnișoara Icoș Iarina Valentina. Tot de la Silvania, o dublă premiată, nu știu dacă participă la ambele olimpiade, dar luând premiul întâi la două materii, am considerat că trebuie să îi se dubleze și premiul. Domnișoara Buzea Lorena Maria, premiul întâi la faza județeană Olimpiadei de Chimie, profesor coordonator Bod Marian, și premiul doi la faza județeană Olimpiadei de Fizică și calificare pentru națională, profesor coordonator Ghile Mariona. Diploma de excelență elevei domnișoara Inosal Iulia din clasa 7-a B pentru premiul 3 obținut la faza județeană Olimpiadei de Religie Greco-Catolică. Calificare pentru națională, profesor coordonator Mărician Florin. Din clasa a
7-a, tot de la Silvania, premiul întâi obținut la faza județeană, Olimpiade de matematică, calificare pentru etapa națională, domnul Crișan Alexandru, profesor coordonator Crișan Adriana. Premiul 2 obținut la faza județeană Olimpiade de chimie, calificare pentru etapa națională, domnul Moga Denis Andrei, din clasa 8-a D, profesor coordonator Borș Marian. Da, ok. Cineva pentru... Ok, semnați pentru și ridicați dumneavoastră. Da, da, da. Păi ești săptămâna altfel. Acum am vrut să facem joi, joi mergeau alții în expuse și uite că... Așa. De la școala gimnazială Batori Ișvan, din clasa 6-a, premiul întâi obținut la faza județeană Olimpiade de limba maghiară calificată pentru etapa națională, cu profesor coordonator Gumboș Brigita, eleva Boti Kincio Charlotta. De la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu. Din clasa 12-F. Premiul întâi la Olimpiada Disciplinele Economice, calificare pentru faza națională. Domnișoara Cristuțiu Andreea Diana. Din clasa 10-a C, tot de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, calificat la Olimpiada Națională cu premiul întâi la fizică, domnul Vasile Andrei Mihai. Tot din clasa 10-a, cu premiul 2 la etapa județeană Olimpiadei de fizică, calificare pentru faza națională, elevul Oltean Andrei Petru. Nu poate veni, da. Eu dăm la directoarea. Același premiu pentru a nu știu câte oară, cred că 5-a oară. Din clasa 12-a, locul întâi la Olimpiada Județeană de franceză, calificare pentru faza națională, domnișoara Chișa Andradora. Perseverență. Sigur că e dificil pentru voi de acum înainte, pentru că cei care ați luat premiul 1, dacă anul viitor luați premiul 2, deja ați făcut un pas înapoi. Asta este cel mai nasol. Diploma de excelență, tot de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, domnișoara Gal Henrietta Viola, din a 12-a B, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de limba germană, calificată pentru faza națională. Profesor coordonator Matei Erica. Păi puneți bani în cont. Din clasa a 10-a, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de limba latină, calificată pentru faza națională, fiind pregătită de doamna Chirică Ruxandra, invit pe domnișoara Tămaș Andreea Laura. Din clasa 12-B, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de limba maghiară calificată pentru faza națională, domnișoara Orostimea Gabriela, profesor coordonator Nadia Leonora. Pentru, cred că, a treia oară.
tot de la Colegiul Național Simeon Bărnunțiu, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiade de Limba Română, calificare pentru faza națională, domnișoara Crișan Diana Ștefania. Profesor Ștefania. Olimpiade de matematică, calificare pentru faza națională, profesor Codorcor Haiduc Sorina, eleva domnișoara Sârca Florentina Raluca, din clasa 9C. Premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de matematică, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Haiduc Sorina, eleva Buboiu Alexandra Maria. Cred că tot a treia oară, nu? Da. 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 Premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de religie greco-catolică, domnișoara Rațiu Natalia Andreea, calificată la Olimpiada Națională, profesor coordonator Mărincean Florin. Din clasa 12-C, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de religie greco-catolică, calificare pentru faza națională, eleva Buboiu Ioana Maria. Domnul Pop Sergiu Adrian, din clasa 10F, premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului de matematică aplicată al Adolf Haimovici, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Conde Maria. Din clasa 11F, premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului de matematică aplicată Adolf Haimovici, calificare pentru faza națională, domnul Boșca Flaviu Constantin, profesor coordonator Conde Maria. Din clasa 12E, premiul întâi la etapa județeană a concursului de matematică aplicată Adolf Haimovici, calificare pentru faza națională, elevul Jurcău, domnul Jurcău Cristian, profesor coordonator Conde Maria. Domnișoara Remeș Ioana Ximena, din clasa 12F, premiul 2 obținut la etapa județeană a concursului de matematică aplicată Adolf Haimovici, calificare faza națională, profesor coordonator Haiduc Sorina. Domnul Panitirol Roland din Tramușpea, premiul întâi obținut la etapa județeană a Festivalului Național de Arte, secțiunea fotografie, Lit Art, cred că bine zic, nu? Da. Calificare pentru faza națională, profesor coordonator Crăciun Claudia. Domnișoara Ardelean Raluca Nicoleta, din clasa 10C, premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului Made for Europe și calificare pentru faza națională, profesor coordonator Grăba Mircea. Da, da. De la Liceul Tehnologic Ioan Osian, din clasa 9A, domnișoara Stanca Oana Felicia, care a obținut premiul întâi la etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologii, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Preda Gheorghina și Cowboy Otto. Și din clasa 9C de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, domnișoara Todoran Lorena Maria, premiul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Religie Greco-Catolică, calificare pentru faza națională, profesor coordonator Mărincean Florin. Încă o
dată vă mulțumesc pentru aceste premii, așa cum am făcut în fiecare an. Ne dorim să dăm cât mai multe premii și după etapa națională, așa că străduiți-vă să veniți de acolo cu premii și să ne luați bani. Eu vă mulțumesc încă o dată, elevi, profesori, părinți, și vă doresc din tot sufletul mult succes. Acum vă ascult eu pe dumneavoastră. De vârstă, îmi permit să stau pe scaun și să mă uit cât de minunați copii avem în orașul nostru, în județul nostru, pentru că nu numai din oraș, ci și din satele din jur sunt copii la aceste olimpiade. Noi, profesorii voștri, suntem foarte mândri că ne-ați ascultat, că ați încercat să faceți tot ce vă revine din munca asta grea de olimpic național. Desigur, în primul rând, este meritul vostru, dar în al doilea rând consider că și profesorul are oareși ceva contribuție acolo. Liceul nostru, de-a lungul anilor, deci din 1990, de când predau la acest liceu, în fiecare an s-a prezentat cu foarte mulți olimpici. În primul rând, așa cum am spus mai înainte, totul se datorează muncii voastre asidue, perseverenței, încrederii în forțele voastre proprii. Sunteți niște copii minunați și sigur că veți ajunge la olimpiadă să obțineți rezultate și mai bune decât până acum și să fim foarte mândri de voi. Îmi închei scurtul speech cu un dicton bine cunoscut al limbă latină, care spune așa: per aspera ad astra, adică prin muncă grea, prin muncă asiduă, veți atinge stelele. Vă doresc succes și vă mulțumesc! Mă ridic și ar trebui să mă plec în fața tuturor acelor oameni care au făcut posibil acest moment. M-aș opri asupra câtorva aspecte. Educația, copiii și dascălul. Și toate acestea sub semnul performanței. Pentru că a face pledoarie pentru performanță este mare lucru atunci când în jurul tău ți se servesc cu totul alte modele. Și dacă acești tineri au decis să-și aloce din timpul lor studiului, dacă au vrut să fie cool citind mai mult sau împrietenindu-se cu cărțile, este încă un motiv în plus pentru care trebuie să-i felicităm. Pentru că educația este cea care este pârghia care poate propăși un popor. Educația trebuie să acționeze ca un vector axiologic. Ea este cea care ne poate duce la un alt nivel. Educația transformă. Și atât timp cât în acest oraș educația se face cu dăruire, cât în jurul nostru sunt acești profesori, acești maestri care își doresc să cizeleze destinele acestor elevi, înseamnă că România este pe drumul ei bun. Noi așa sperăm. Noi spunem că aceasta este România care lipsește României. Copiii aceștia de care noi ne legăm atâtea speranțe. Și poate că este atipic ceea ce se întâmplă în Șimleu, și anume atipic în sensul bun. Un oraș în care olimpicii sunt premiați. Un oraș în care se decontează săptămânal transportul elevilor la grupele de excelență. Un oraș în care primăria ne-a susținut în demersul nostru
în acela de a asigura, de a organiza o tabără pentru toți premianții școlii noastre, făcându-i să își dorească, ca și în acest an, să fie la înălțime. Și să știți că nu a rămas fără eco această tabără și această recompensă pe care am primit-o de la Consiliul Local, evident cu sprijinul domnului primar, și vă spune că în acest an la Școala Silvania am înregistrat un record de premii. În acest an, 67 dintre elevii noștri s-au întors de la olimpiadele județene cu premii și mențiuni. Este un record și participarea la Olimpiada Națională. Dacă i-am numărat și pe cei de la Educație Civică și de la Olimpiada de Engleză, care au fost premianții județului, dar nu se deplasează la Olimpiada Națională, numărul lor ar fi mult mai mare. Pentru că, iată, s-au validat, vor să confirme. Iar în această lume în care vorbim de drepturile pe care le au, drepturi financiare pe care le au copiii cu CES, copiii cu cerințe educative speciale, nu mă refer la cei care sunt săraci sau nu au posibilități materiale, adică la copii care nu se pot ridica la nivelul notei 5, spre exemplu, în școala noastră sunt 50 de astfel de copii cu dosare, la școala maghiară, colega mea are tot 50 de dosare. În urma unei hotărâri de guvern care s-a dat în 2016, hotărârea 423 din 16 iunie, întrebați-vă cine o fi fost atunci, acestor copii, prin școală, 50 de copii care primesc într-un an 1,5 miliarde. Doar pentru că au cerințe educative speciale. Nu mă refer la copiii care sunt săraci. Repet, nu mă înțelegeți greșit. Și bugetul școlii Silvania, spre exemplu, buget însumând lumină, căldură, plata acestor facturi, bănci, scaune, este undeva în jur de 3 miliarde. Înțelegeți? De aceea spun că ceea ce se întâmplă la liceu, în Șimleu Silvanie, este oarecum atipic. Performanța este apreciată. Și pentru acest lucru, cred că merită și astăzi să vă adresăm un mare mulțumesc, să le transmită și colegilor dumneavoastră de echipă, că apreciem în mod deosebit ceea ce faceți pentru acești copii. Pentru că validați în acest fel sau le recunoașteți meritele, efortul lor, atât cât este el, pe puterile lor. Profesorii și elevii împart materiile așa. Materii de pe prima pagina catalogului, materii de pe a doua pagina catalogului. Materii mai importante, materii mai puțin importante. Nu este așa. Fiecare materie are rolul ei definitoriu în formarea noastră, în formarea personalității noastre. Am mai spus-o, mă repet, într-o școală nu se face numai limba română și matematică. Dacă am fi specialiști doar pe aceste două direcții, nu am fi personalități complexe și nu am avea acea educație cu care am putea sta, care ne dă verticalitate și o anumită poziție în societate. Voi astăzi, că sunteți campioni la o materie de pe prima pagină, de pe a doua pagină a catalogului, sunteți campioni. Sunteți campionii noștri, pentru noi sunteți valoroși. Noi ne mândrim, noi profesori. Pentru că spunem noi că acolo în succesul vostru se regăsește și o parte din munca noastră. Deoarece în această lume digitalizată, v-am zis, digitalizare versus cerneală, profesorul are un rol definitoriu. Lumea aceasta este
teritoriul acesta digitalizat este extrem de dinamic, totul este foarte perisabil, ce învățăm azi, mâine s-ar putea să nu mai fie valabil. Noi încercăm să vă pregătim pentru mâine, dar în această ecuație extrem de complexă, rolul profesorului este definitoriu. Fără profesor nu se poate. În cartea Galaxia lui Gutenberg, Marshall vorbea despre, sau el este considerat un guru al industriei mass media, prevedea sau preconiza niște ecrane în locul profesorilor. Rezultatul? Un dezastru. Pentru că educația nu se face nici prin sloganuri, nici prin internet. Educația se face cu dragoste. Iar pe pedagogi, la drept vorbind, îi alege Dumnezeu. Pe lumea aceasta, fără a se supăra alți oameni dragi din această încăpere, sunt trei meserii cu har. Aceea de profesor, aceea de preot și aceea de medic. Și aș spune și eu, parafrazându-l pe Nichita Stănescu, profesorul ca și soldatul nu are viață personală. Viața lui este praf și pulbere. Iar dacă cei care împart bugete și care împart PIB-uri nu ne consideră chiar atât de importanți sau alocă parte din PIB, pentru noi, profesorii, este extrem de valoroasă recunoștința discipolilor noștri. Repet, ei sunt România României. Ei sunt și mleul și mleului. Iar noi, dascării, că nu este ucenic mai mare decât învățătorul, noi suntem mai mult decât ei. Și cred că ar trebui să închei, urându-vă succes, mulțumindu-vă dumneavoastră pentru această zi specială, așteptăm cu nerăbdare gala olimpicilor și fiecare profesor undeva în adâncul sufletului lui își dorește să fie premiat aici, alături de un elev al său, un elev drag. Și atât timp cât avem astfel de tine, siguranță, România noastră va arăta altfel. Noi, ca avut așa un cuvânt care m-a devastat oarecum interior, zice el la un moment dat că România nu poate rezista politic. Ea trebuie să dăine. Și atâta timp cât avem astfel de oameni, și atâtea suflete care luptă pentru un ideal, cu siguranță România va dăini. Vă doresc succes și vouă și părinților voștri sărbători fericite și mulțumiri. Să ne chemați ani mulți aici. Aștept replica. Le trei meserii, cum ați zis? Ați discutat despre trei meserii care sunt binecuvântate acum? Cu har. Mă gândesc cât har e în familia mea, unde sunt 5 medici, 5 pop și un profesor. Și acum eu ce să spun? Este constantă, har e constant. Înseamnă că s-a mărțit... Mulțumim, doamna. Da, așa este. Cu toții știm că este o familie cu har, cu atât mai mult, cu cât mama dumneavoastră a fost profesoară în școala noastră. Mulțumim. Eu vă mulțumesc, le mulțumesc colegilor de la colegi, de la liceele din oraș, care continuă munca noastră și îi fac să rodească ceea ce am semănat noi în acești copii. Vă doresc sărbători fericite, vă mulțumim și pentru că aici în clasă, deci mă văd în sala de clasă, pentru că aici în încăpere sunt și câțiva părinți extrem de emoționați, mă plec în fața dumneavoastră și a efortului pe care îl faceți pentru acești copii. Mă voi adresa
În primul rând, elevilor Colegiului Național Simeon Bănuțiu, prezent azi aici în numărul cel mai mare dintre școlile din Chișinău Silvaniei, spunându-le că sunt mândră de ei. De asemenea, sunt mândră de colegii mei, cărora le mulțumesc pentru toate eforturile care le fac pentru ca acești elevi să fie azi aici. Emoția mea este puternică, este a doua oară când stau alături de o fostă elevă olimpică la faza națională și de o actuală elevă olimpică la faza națională. Poate v-aș dori unora dintre voi, cei care veți alege eventual meseria de dascăl, să trăiți ceea ce trăiesc eu astăzi. Este minunat să vezi alături de tine foști elevi și actuali elevi olimpici participanți la faza națională. Domnule primar, vă mulțumim pentru că apreciați munca noastră. Tuturor vă doresc mult succes la faza națională care vă așteaptă și în viitor, în tot ceea ce veți face. Dacă n-ați spus noastră, la anul. La anul. Mai dorește cineva? Un elev? Doi. Discipol și profesor. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu azi aici, deoarece este un moment special, un moment în care ne sunt recunoscute eforturile și rezultatele obținute. Țin să le mulțumesc profesorilor care ne-au îndrumat și cred că sunt în asentimentul colegilor mei când fac asta, deoarece profesorii sunt cei care ne dau, ne pun bazele a tot ceea ce știm și ne fac să iubim materia pe care o predau. De asemenea, le mulțumesc celor care azi ne premiază, deoarece ne demonstrează că în orașul nostru sunt apreciate performanțele și susținute de asemenea. Un gând de mulțumire se adresează și părinților, care au fost mereu alături de noi și în continuare vor fi. Și nu în ultimul rând, vreau să felicit toți elevii care se află azi aici și să le doresc mult succes în tot ceea ce vor face de acum încolo și la etapele naționale. Și îi felicit pentru că au reușit să transforme zecile de ore de muncă în performanță. Mulțumesc! Da. Felicit colegii care au participat și au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri. De asemenea, aș dori să mulțumesc profesorilor care ne-au îndrumat și ne-au ajutat să obținem aceste rezultate. Aceștia ne-au ajutat să ne depășim limitele, să dobândim noi cunoștințe și să ne dezvoltăm capacitățile. Nu în ultimul rând doresc să mulțumesc și domnului primar, care ne susține și ne motivează an de an. Mulțumesc! Asta este normalitatea pe care ar trebui să o facă fiecare conducător. Deci asta că mulțumiți mie, vă mulțumesc că mulțumiți, dar din păcate toți cei care conduc această țară trebuie să conștientizeze și nu o fac. Eu știu foarte bine ce înseamnă munca voastră, pentru că am avut și o parte de ea când eram elev, am avut-o la copiii mei și știu care este diferența dintre munca pe care o faceți voi și munca pe care o fac ea care așteaptă să treacă școala generală și apoi să treacă liceul. Și consideră că examenele de bacalaureat sau ce aveți capacitate sunt examenele vieților. Deci știu foarte bine ce înseamnă asta și tocmai pentru asta vă mulțumesc în cunoștință de cauză. Încă o dată vă doresc succes, vă rog să veniți elevii să ne facem fotografia pe care o facem în fiecare an aici. Chiar mă uitam în 2007, aveam prima fotografie, deci au trecut vreo 11 ani de atunci, cu primii elevi care au fost aici prezenți, cred că în 2007 am avut prima întâlnire. Îmi doresc ca la anul să fiți și mai mulți, îmi doresc
acum, ca acum la Olimpiadă, să luați premii cât de multe și să luați cât de mulți bani de la primăria orașului Șumeu Silvania. Da, așa s-a nimerit ca astăzi să facem premierea într-o zi importantă, pentru că în urmă cu 100 de ani, probabil știți, că Basarabia s-a unit cu patria mamă. N-a fost nimic premeditat să facem astăzi întâlnirea, dar cred că este un moment la care trebuie să ne gândim fiecare, să încercăm fiecare dintre noi să fim cât mai uniți, raportat la acest an important 2018, care este un an foarte important pentru națiunea noastră, românească. Bun, încă o dată vă mulțumesc și vă invit la fotografie aici. Apoi să ne deplasăm la...